plus. Apoi, de 3 ori prima parte la pătrat te mulți cu a doua. Deci vine 3 la 4, 12 Y. Deci minus 12 Y. Și plus partea a doua la, dar minus la a treia face minus. Deci vine minus Y la a treia plus Y la a treia egal cu 2. Y la a treia cu minus Y la a treia se reduc. Și ce mese? Ia să vedem ce mai avem de rezultat. 6Y pătrat. Minus 12Y. Așa este? 6Y pătrat minus 12Y. Minus 8. Deci plus 6. Împărțim prin 6. Ce devine ecuația dacă împărțim prin 6? Y pătrat. Minus 2Y. Plus 1. Egal 0. Care înseamnă, de fapt? 0 și 1. Păi cum fac aici? Ar trebui cu delta, nu știu, dar... Să dăm un factor comun, nu ne avantajează. Este pătratul, sigur că da. Este Y minus 1, totul la pătrat. Ce mai stăm de gânduri? Clar că este Y minus 1 la pătrat egal 0, de unde rezultă că Y egal 1. Y minus A, B, C. Laturile se notează cu litere mici. Iată B mic, A mic ipotenuza, C mic cateta. Sinus de unghiul B este egal cu cateta opusă, B, B supra A. Cosinus de unghiul B egal cateta roturată, C supra A. Tangentă egal cu cateta opusă, B, supra cateta alăturată. Cotangenta egal cu cateta alăturată, C supra B. C supra B. Deci încă o dată, sinusul este egal cu cateta opusă supra ipotenuză, cosinusul cateta alăturată supra ipotenuză, tangenta cateta opusă supra cateta alăturată, cotangenta este inversa. Deci observați că tangenta și cotangenta sunt una inversă a celelalte. Deci pot să spun că tangentă de unghiul B este egal cu 1 pe cotangentă de unghiul B. Tangenta este inversa cotangentei. Mai pot să fac raportul între sin și cos. Ia să spun și eu. Sinus de B supra cos de B. Cu cine este egal sin de B supra cos de B? B pe A supra C pe A, rămâne B pe A. Care este tangentă de unghiul B? Tangentă de unghiul B, B supra C. Bine, când se strec pare greșit, vă rog să insistați, să fiți foarte atenți. Deci tangenta e cateta opusă supra cateta alăturată, da? B pe C. Și cotangenta este C pe B. Sin de B supra cos de B înseamnă B supra C. Ia uitați cum vine aici. B pe A, supra C pe A, A-ul se duce, se simplifică, și rămâne B pe C. Deci tangenta e sin pe cos. Cotangenta, dacă fac acum... Păi tangenta și cotangenta sunt una inversă. Inversă celălaltă. Și atunci pot să spun că cotangenta de unghiul B este 1 pe tangentă și dacă întorc aici, vine cos de B, cos de B supra sin de B. Cos de B supra sin de B. Dacă veți face, vă las o să faceți ca temă, pentru unghiul C. Cât va fi sinus de unghiul C? Ia să vă spuneți. Sin de unghiul C, ia să spun și eu. Sin de unghiul C, egal cu C pe A, și egal cu cos de unghiul B. Uitați-vă. Sin de unghiul C, e C pe A, și cos de unghiul B. Dar în loc de unghiul B, mai pot să spun că este 90 minus C. Deci egal mai departe cu cosinus de 90 de grade minus C. Că doar B și cu C împreună, că fac împreună, 90 de grade. Deci iată că putem spune aici sin de unghiul C, sinus de unghiul C, egal cu cosinus de 90 minus C. Sin de C, cos de 90 minus C. Încă o dată, sin de C, nu-i clar? Este cateta opusă
Ce? Supra ipotenuză. CPA. CPA, da, tot CPA e și scos de B. Și am pus scos de B. Dar în loc de B, cât pot să pun foarte bine? În loc de B, pot să spun 90 minus C. Că B-ul și cu C, cât fac împreună? B-ul și cu C, fac 90. Și atunci am 90 minus C. Iată că sin de C face cât cos de 90 minus C. Un prim rezultat. Cos de unghiul C. Cos de unghiul C cu cine este egal? Cos de unghiul C. Este egal ca teta alăturată. BPA. B supra A, care înseamnă tot B supra A este sin de unghiul B. Sinus de B. Care e egal cu cine? Cu cosinus de 90 minus C. În loc de B pun 90 minus. Da? În loc de B pun 90 minus C. Iată, cos de C. Cos de C egal cu sinus de 90 de grade minus C. Să merg mai departe. Tangentă. Tangentă de unghiul C. Cosinus de 90 minus C la 2. Unde? La 2. Sinus trebuia să spun, da? Sinus. Așa. Sinus. Am continuat acolo. Bine? Tangentă de unghiul C egal cu cateta opusă. Care e cateta opusă? C mic. C supra B. Dar tot ce e supra B mai găsesc la cotangentă de B. Egal cu cotangentă de unghiul B. Care înseamnă cotangentă în loc de B 90 minus C. Așadar, tangentă de unghiul C egal cu cotangentă din 90 minus C. Și cotangentă, dacă am să continui, cotangentă de unghiul C, cu cine credeți că va fi egal? Va fi cu tangentă de 90 minus C. Nu mai continuă, dar este același lucru. Cotangentă de unghiul C egal cu cateta care alăturată supra opusă înseamnă tangenta B, B înlocuim 90 minus C, cum am făcut, este clar că așa stau lucrurile. Iată, aici sunt formule de legătură între funcții, sin, cos, tangentă și cofuncții. Cosinus, da? Deci acestea se cheamă formule de legătură, vă rog să notați. Formule de legătură între funcții și cofuncții. Formule de legătură între funcții și cofuncții. Formule de legătură între funcții și cofuncții. Aici am folosit unghiul C. Dacă tot atât de bine, pot să folosesc ce unghi foarte bine? Unghiul B. Pot folosi orice unghi, dacă vreți, X, din 0 pi pe 2. 0,90 de grade. Deci, în general, dacă pot să, cât să pot să pun acum peste tot aici? X. X, 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 X. Da? Și atât. X, 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 X. Vă rog să scrieți încă o dată. Sin de X egal cu cos de 90 minus X. Cos de X egal cu sin de 90 minus X. Tangentul de X egal cu cotangentul de 90 minus X. Și cu asta am găsit o serie de formule de legătură între funcții și cofuncții. Funcții și cofuncții. Bun. Merg mai departe și să vedem cercul trigonometric. Vă spun că ideea toată pe deconstrucția trigonometriei se face centrată pe cercul trigonometric. Ce este cercul trigonometric? Notați, cercul trigonometric este cercul de rază 1. Cercul trigonometric este cercul de rază 1. Să construim și noi cerc trigonometric. Cercul trigonometric este cercul de rază. Cercul de rază 1. O
Am dus cei doi diametri perpendiculari. Da. A, A prim și B, B prim. B, B prim. Putem face o legătură cu axa X-ilor și axa Y-ilor. Cu sistemul de axe rectangular. Deci asta să fie A prim să fie axa X-ilor, vă închipuiți, iar B, B prim să fie axa Y-ilor. Prin ducerea celor doi diametri perpendiculari, am împărțit cadranul cel cu patru cadrane. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acum, pentru un unghi, ce înseamnă unghi? Unghi este, nu? Să spunem deschizătura asta dintre două semidrepte. Două semidrepte cu aceeași origine. Vom socoti totdeauna unghiul cu vârful în centru și una dintre semidrepte să fie o A. Dacă pe M le am în sensul ăsta de mișcare, atunci am sensul pozitiv. Unghiuri pozitive. Deci, în sensul ăsta, voi avea unghiuri pozitive. Dacă o să socot pe M, plecând din A, da? M pleacă din A și se mișcă pe cerc, în sensul ăsta, deci este sens pozitiv, iar în sensul celălalt, da? În sensul celălalt, M, așa, este sens negativ. Deci, dacă o să surprindeți un unghi în sensul acesta, înseamnă că am un unghi negativ. Sensul invers mișcării acelor ceasornic este sens pozitiv. Bine. Haideți să ne închipuim că avem un anumit unghi în sens pozitiv măsurat. Deci unghiul a plecat M-ul din poziția A. Și iată O, M și O, A. Deci avem între noi cele două semidrepte de termen un unghi. Măsurăm acest unghi în mai multe variante. În cel puțin două să stabilim. Ați învățat chiar la școala generală. Unghiul se măsoară în grade. Dar cine este un grad? Un grad reprezintă 360 dintr-un cerc. Deci arcul care corespunde, ca și cum aș fi împărțit arcul ăsta în câte părți? În 360 și doar o bucățică de aceea, 360 reprezintă un grad. Da? Gradul, notați. Măsurarea unghiurilor. 1. Gradul sexagesimal. Gradul sexagesimal. Sexagesimal. Da? Gradul sexagesimal. A 360 parte din cerc. A 360 parte din cerc. Gradul sexagesimal. Sexagesimal. A 360 parte dintr-un cerc. Și mai există gradul centesimal. Centesimal. Care înseamnă a 400 parte din cerc. Mai puțin lucrăm cu măsura gradului cu grade centesimal, a 400-a parte din cerc. Mai puțin lucrăm cu gradul centesimal, cu care lucrăm cel mai des, cu gradul sexagesimal. Deci o să spunem că un cerc are câte grade? 36 grade. Pentru că grad sexagesimal. Pentru că am spus mai departe, mai înainte, că un grad înseamnă a 360 parte dintr-un cerc. E clar. Haideți să facem și un tabel și ar dori să trecem o serie de unghiuri mai importante așa în tabelul acesta. Grade măsurate în deci în grade, unghiuri măsurate în grade sexagesimale. Gata, fără atenție multe că vă rog să nu mai vorbesc, să deranjează registrarea. Perturbați. Apare zgomotul de fond. Da. Pe orizontal o să punem unghiul alfa. Și
pe verticală, funcția. Iată unghiul de 0 grade, de 30 de grade, grade sexagesimale. 30, 45, apoi 60, 90, 120, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330 și 360. Aș putea să continuăm. 360, 390. Pot să merg cu unghiurile cât de mult vreau, de, nu? Pot să mă duc oricât de mult. În sens pozitiv, tot așa și în sens negativ. Aici o să spun sinusul, cosinusul, tangenta și cotangenta. Am vorbit de unghiuri măsurate în grade sexagesimale, centesimale, și mai există unghiuri măsurate în radiani. În radiani. Ia să fiți atenți, în radiani. Cât reprezintă lungimea cercului? 2 pi r, da? 2 pi rase. Adică la 360 de grade o să pun aici 2 pi. 2 pi radian. La 360 de grade 2 pi. Deci în loc de 360 de grade radian am să înțeleg 2 pi. La 180 cât am să înțeleg? Pi. La 90? La 270? La 45? Aici la 135? 3 pi pe 4. Cât de 3 ori cât de 45? Păi de 3 ori cât de 45 fac 135. La 225? 5 pi pe 4. 5 pi pe 4. Uite, 1 pi pe 4, 3, 5 și 7. 7 pi pe 4. 315. De 7 ori câte 35, de câte 45, fac exact 315. La 30 de grade, pi supra 6, pentru că 180 împărțit la 6, 30. Deci de ce spun pi supra 6? La 60 de grade, pi supra 3, la 200, 120. De 2 ori câte 60, da? De 2 ori câte 60, deci de 2 ori pi pe 3. Că 60 cât înseamnă? Pi pe 3. De 2 ori câte 60 fac 120? Deci de ce sunt 2 pi pe 3? Mai departe. 5 pi supra 6. 7 pi pe 6. 7 ori cât? Ori 30, 21. 7 pi supra 6. 4 pi supra 3, de 4 ori de 60, a 5 pi supra 3, 11 pi supra 6, 11 pi supra 6. Iată, acestea sunt unghiurile măsurate în radian. Deci când o să vedem 210 grade, înseamnă 7 pi pe 6. Când o să vedem 180 grade, înseamnă pi. Dacă vedem pi, înseamnă 180 grade. Deci echivalența este perfectă în măsura unghiilor în grade sexagesimale și respectiv în radiani. Da.
spuneam că aici aveți măsura în grade sexagesimale, iar pe linia de deasupra, măsura în grade în radiani. Măsura, deci în grade, măsura în radiani, măsura unghiurilor. Da? Măsura unghiurilor în grade sexagesimale pe linia asta și măsura unghiurilor în radian deasupra. Acum, haideți să venim în cercul trigonometric și să vedem pentru unghiul de 30 de grade care este valoarea sinusului, a cosinusului, a tangentei și a cotangentei. Pentru asta, ce înseamnă 30 de grade? Dacă aici sunt 90, a treia parte din... Iată, aici este punctul M, ăsta e unghiul de 30 de grade, sau dacă vreți, în radian, cât înseamnă? Pi supra 6. Ori 30 de grade la pi supra 6. Bine. Am să duc perpendiculara din M, notăm M1, și ca și în figura anterioară, s-a format aici un triunghi dreptunghic. O, M1, M. Haideți să vedem sinusul. Cu cine este egal? Sinusul aplicăm aici. Deci în triunghiul OM1, sinus de 30 de grade, egal cateta opusă, MM1, supra ipotenuză. Cât este ipotenuza? OM, care este 1. Că e raza. N-am zis că cercul trigonometric este cercul a cărui raza e 1. Deci supra 1. Deci e egal cu cât? MM1. Iată sinus de 30 grade, înseamnă MM1. Lungimea acestui segment. Dar acest segment înseamnă, de fapt, Y-ul. Nu? Așa. Deci ăsta este Y-ul. Dacă vreți, ducând proiecția așa, da? Ducând perpendiculara pe BB'. Acesta este, chiar pot să spun aici, că este sinusul de 30 de grade. Sau dacă vreți, orice punct în plan are două coordonate, un X și un Y. Deci, fiindcă ăsta este Y, ori punctul e locul 2. Aici este sinus de 30 de grade, poziția lui. Deci Y-ul reprezintă, Y-ul punctului de pe cer, reprezintă sinusul unghiului. Y-ul punctului de pe cerc, orice punct în plan are un X și un Y. Y-ul reprezintă totdeauna sinusul unghiului respectiv. Deci Y-ul punctului de pe cerc reprezintă sinusul unghiului la care facem referire. Pentru cosinus, ce am să fac? Tot într-un triunghiul ăsta aplic cosinus de 30 de grade. Cos de 30 de grade este egal cu cine? Cateta alăturată, OM1, supra ipotenuză. OA, OM. Da? OM care e 1. Și egal cu OM1. De ce uitați? Segmentul ăsta, de la O la M1, reprezintă cosinusul. Deci ăsta este cosinus de 30 de grade. Cosinus de 30 grade. Dar asta este X-ul punctului de pe cerc. Orice punct pe cerc are un X și un Y. X-ul, deci iată în loc de X, pun aici cosinus de 30 de grade. Să remarcăm acest lucru pe care l-am găsit. Și anume, puteți să notați că sinusul unui unghi, înseamnă Y-ul punctului de pe cerc. Sinusul unui unghi este Y-ul lui M de pe cerc. Iar cosinusul cine este? X-ul. Cosinusul este X-ul punctului de pe cerc. Așa. Acum, haideți să vedem cât este sinus de 30 de grade, ca valoare. De ce este sinus de 30 de grade 1 pe 2? În triunghiul OMB, triunghiul OMB,
este un triunghi, Isos cel mai întâi, cu oiem, cu obe, fiind raze. Nu, oiem este cât obe, raze, deci iată, și unghiul ăsta cât a rămas să fie de aici? 60 de grade. Un triunghi Isos cel cu unghiul de 60 de grade este echilateral. Deci putem spune că triunghiul OMB, OMB, echilateral. Unde pică înălțimea adusă? Neapărat în mijloc. Cât este asta de mare? 1. Și atunci, este, iată, sin de 30 grade este 1 pe 2. În sfârșit, avem toată convingerea că sinul de 30 de grade este 1 pe 2. Nu mecanic, vă rog să nu reținem mecanic, ci din ce motiv? Pentru că înălțimea nu a picat într-un trinit decât la mijloc. Și cum asta e de 1, de aceea sin de 30 grade este 1 pe 2. Vă rog să fiți foarte atenți să prindem toată trigonometria pe cerc, pentru că oricând, dacă ați uitat ceva, ați făcut un cerc micuț, ați făcut chestia asta care fac eu acum și știți cu precizie valorile. Nu la întâmplare, că până acum ce ați reușit să faceți? Ați memorat niște valori. Sin de 30 de grade. Păi e 0, e 1, e 1 pe 2. Spuneați voi, poate nimeriți. Dar dacă la întâmplare, iată, niciodată siguranță nu aveați și atunci greșeați foarte des. Și în calculele care le aveați de făcut, dacă aruncai așa o valoare la întâmplare, sigur că riscul mare era să greșești. Și greșiți. Încă o dată, sin de 30 de grade, categoric este 1 pe 2, pentru că înălțimea din M dusă în triunghiul ăsta echilateral pică la jumătate. Și asta este sinusul, pentru că așa am constatat noi din calcul făcut. Deci, este 1 pe 2. Dar cosinusul cum voi face? Cum găsesc cosinusul? Păi acum știu că asta este 1 pe 2. Da? Și aplicăm Pitagora. În triunghiul O, M1, M, spun O, M pătrat este egal cu O, M1 pătrat plus M, M1, M, M1 la pătrat. Dar O, M este 1, că e raza, deci 1, este egal cu O, M1 pătrat. Nu știu. Cosinus de 30 de grade la pătrat, sau cos pătrat de 30 de grade, pot să spun așa, cos pătrat 30 de grade, plus M1, M1 cât este de mare? Este 1 pe 2 la pătrat, 1 pe 4. Deci rezultă că cos pătrat de 30 de grade este egal cu 1 minus 1 pe 4, 1 minus 1 pe 4, egal cu 4 minus 1, 3 pe 4. De unde cosinus de 30 de grade este egal cu plus minus, două variante, fiindcă la pătrat este atât, plus minus radical din 3 pe 4, plus minus radical din 3 pe 2. Rămâne să vă doresc eu să iau plus radical din 3 pe 2 sau minus radical din 3 pe 2. Plus că e x-ul în dreapta. Da? Am zis că facem o legătură cu x. Deci eu o să trec în tabel. Radical din 3 pe 2. Radical din 3 pe 2. Acum vreau să fiți foarte atenți ca să fac încă o mișcare. Am să duc o tangentă în A la cerc. Deci în punctul A duc o tangentă la cerc. Da? În punctul A era vorba, ăsta este M, da? A cărei coordonate am scris. Duc o tangentă la cerc. Prelungesc pe OM până îmi tai această tangentă. Notez, M a fost aici M1, hai să notăm aici M2. În triunghiul OA, OA M3, în triunghiul O, A, M3. Triunghiul O, A, M3. Dar am învățat M3 sau M2, da? Da. O, A.
M2, împreună 2 AM2, aplic... M2. Da. Aplic tangenta unghiului. Deci nu mai merg până aici. O, A, M2. Aici am ieșit, da? Triunghiul ăsta este... Hai, mamă! Tangentă de 30 de grade egal cateta opusă supra cateta alăturat. Cateta opusă înseamnă M2A M2A supra cateta alăturată OA. OA cât e de mare? 1. Deci faci M2 A. Deci este egal cu lungimea segmentului M2A. Aceasta este valoarea tangentei de câte grade? 30 de grade. Valoarea tangentei 30 de grade. Lungimea segmentului ăsta de aici până la M2. Dar fiind fac paralela cu axa Y-ilor, de aici în sus sunt numere pozitive, în jos negative. Deci ce fel de număr va fi? Pozitiv. Un număr pozitiv. Deci aș putea spune că tangenta este o valoare, nu știu cât este, dar eu am o șansă, pentru că am spus mai devreme, o să o calculez. Dacă am spus că tangentă de unghiul X egal cu sin de X supra cos de X. Tangenta e sin pe cos. Când am făcut pentru unghiul da. C, nu mi-aș zice că tangenta e sin pe cos? Da. Ei, dar eu sinusul și cosinusul le știu. Ia uitați-vă. 1 pe 2 și radicalul 3 pe 2. Nu rămâne decât să mă duc să înlocuiesc și spun atunci. Tangentă de 30 de grade, e sin pe cos, adică 1 pe 2, ori supra cât radical din 3 pe 2, 2 cu 2 și face 1 pe radical din 3. 1 pe radical din 3. Deci tangenta este 1 pe radical din 3. Sau dacă raționalizăm, radical din 3 pe 3. Da? Radical din 3 pe 3. Iar cotangenta invers. E radical din 3. Chiar radical din 3. Că e cos pe sin, cosinusul cât era? Vă rog să vedeți că radical din 3 pe 2, totul supra 1 pe 2, 2 cu 2 se duce și radical din 3. Am rămurit-o la 5 la 30 de grade. Unde s-o fi reprezentat cotangenta? Dacă pentru tangent am dus paralela aici. Pentru cotangent o să duc în punctul B. La axa X-ilor, da? Asta este cotangent. Am să prelungesc o M până taie și taie aici în M3. M-ați putea să-mi spuneți câte grade are unghiul de aici? 30. Așa, pentru că asta paralelă cu asta și asta e secantă, este, sunt alterne interne, deci 30 de grade. În triunghiul BOM3, în triunghiul BOM3, deci triunghiul BOM3, am să aplic cotangentă de 30, cotangentă de 30 de grade egal cu cateta alăturată BM3 BM3 supra supra cateta opusă OB 1 și egal cu BM3. Da? BM3. Deci cotangenta, asta este cotangenta de 30 de grade. Cotangentă de 30 de grade. Și ca valoare am găsit-o. Cât am găsit-o? Am zis mai înainte, radical din? Radical din 3. Bine. Haideți să mai revedem încă o dată. Mai interesat să găsesc valorile sinus, cosinus, tangentă și cotangentă pentru ce unghi? De 30 de grade. Cum am descoperit unghiul 30 de grade? Am împărțit în 3. Am luat o singură porțiune. Ăsta e un unghi de 30 de grade în sens pozitiv. Asta este. Și am stabilit că sinusul reprezintă Y-ul punctului M, iar
X-ul reprezintă cosinusul unui, sau cosinusul reprezintă X-ul punctului respectiv. Deci, atât punctul de pe cerc are X-ul, care e cosinusul, și Y-ul, care este sinusul. Ei, l-am găsit ca valoare. Sinusul este 1 pe 2, pentru că în triunghiul ăsta echilateral pică neapărat la mijloc. De aceea, sin de 30 de grade este 1 pe 2 și vă puteți certa cu oricine. Voi faceți un cerc micuț și spui, domnule, e limpede, sinusul este sinusul Y-ul punctului de aici și Y-ul punctului ăsta, iată, pică înălțimea, nu în altă parte, decât la mijloc. A rămas cosinusul pic Pitagora și l-am găsit radical din 3 pe 2. Tangenta, ca fiind simplă cosinus, ne-a dat cât au dat radical din 3 pe 3, iar cotangenta este mai mare, este radical din 3. Haideți să discutăm acum la 0 grade. Aș dori să spuneți, unde se află punctul M dacă unghiul e 0. Deci când unghiul este de 0 grade, M se află chiar în A. Spuneți voi aici, ce coordonate are punctul A? 1 și 0. X-ul e 1, da? Ăsta este 1 și el este 0. Dar pe locul întâi, cine este scris tot timpul? Cosinusul. Deci cos de 0 grade este 1, iar sin de 0 grade este 0. Așadar, sin de 0 grade este 0. Da? Cos de 0 grade este 1. Nu s-a înțeles de ce este 1. Mai există o dată. Pentru că M este în clipa asta, dacă unghiul este de 0, OM este suprapus peste OA. M este chiar în A. Și coordonatele lui M reprezentau sinusul și cosinusul din respectiv. Și M în A are 1 și 0. Adică cos de 0 este 1, iar sin de 0 este 0. Tangenta cât este? 0. E sin pe cos? 0. E 0. Iar cotangenta? Nu se poate. Nu există. De ce? E cos pe sin. 1 pe 0 nu există. Hai să vedem aici, să vedem ideea. Deci tangenta, cum am găsit tangenta? Atât era tangenta la 30 grade, da? Segmentul ăsta, lungimea segmentului. Când unghiul e de 0, înseamnă că OM, așa, o taie exact în 0, nu mai sus, nu mai jos. Deci, de aici în sus, ce fel de numere erau pozitive? Jos este număr negativ. Aici este 0. Deci când prelungesc pe OM, așa cum am făcut-o mai sus, numele tare mai sus, numele tare exact în 0. Deci de ce cotangenta? Tangenta e de 0, grad 0. Dar cotangenta, păi trebuia să o prelungesc până o taie pe asta. Păi ele cum sunt acum? Uitați-le. Să mai întâlnesc vreodată? Nu. Asta era. Deci cotangenta de 0 grade nu există. Nu există pentru că acestea devin paralele. Ia uitați cât de clar, nu? Lucrurile mele. Și nu există pentru că dacă făceam cos pe sin, 1 pe 0, nu are rost. Nu are rost, deci nu se întâlnesc acolo, iată, paralelismul. În două moduri v-am justifica că nu există. Deci mai departe la unghiul de câte grade acum? La 45. Din nou, toată lumea desenează un cerc trigonometric. Deci un cerc din nou trigonometric. Căutăm un unghi acum de câte grade? De? 40. Asta înseamnă. Așa. O să luăm jumătate din arcul. Deci e vorba de un cerc de rază 1 A B A prim. Dacă unghiul de câte grade de 45, atunci, neapărat, am să iau jumătate. Ia uitați. Ăsta este unghiul de 45 de grade. 45 de grade. M aici se află, în clipa de față. Și pentru ca să descoper sinusul și cosinusul, am dus ca și dată, duc și acum ca și dată trecută, perpendiculara M1,
Vă rog să spuneți ce fel de triunghi este O, M, M, 1. Dreptunghi. Da? Și chiar isoscel, spune cineva. De ce? Exact. Dar triunghiul ăsta e de 45 și celălalt e de 45. O, E, M și M, M, 1 sunt egale. Dar ăsta cine, ce reprezintă ăsta? Cosinusul de 45 de grade. Și ăsta este sinusul de 45 de grade. De acord, da? De ce pot să spun? În triunghiul O, E, M, 1, O, E, M, 1, O, E, M, 1 este cât E, M, 1. O, E, M, 1 egal cu E, M, M1. Segmentele acestea au aceeași lungime. N-am mai folosit acolo normă sau segmentele ca și lungime. Am lăsat așa să mă înțelegi că asta fac referire. La lungimea segmentelor. Și dacă sunt egale, hai să notăm cu X. Deci egal și egal cu cine? Să spuneți egal cu X. Și atunci, în triunghiul ăsta, pic Pitagora și vine X pătrat plus cealaltă X pătrat este egal cu ipotenuza 1. Adică 2x pătrat egal cu 1, de unde x pătrat egal cu 1 pe 2, x1, 2 egal cu plus minus radical de 2 pe 2. Am și raționalizat. Plus minus radical de 2 pe 2. Luăm cu plus, pentru că atât sinusul cât și cosinusul sunt numere pozitive. Deci cât o să pun la 45 de grade? Și radical de 2 pe 2. Nici nu stăm pe la discuție. Da, da. Deci sinusul e egal cu cosinusul și egal cu radical din 2 pe 2. Tangenta, cu cine este egal tangenta, știam, e sin pe cos. Da? Sin pe cos. Adică asta pe asta, cât faci la raport? Asta pe asta? 1. Dar cu tangenta care e invers? Tot. În ce motiv am foarte categoric. Sin de 45 egal cu cos de 45 egal cu radical din 2 pe 2. Nu mai uit niciodată. Iar tangenta și cotangenta sunt unul. Vreți să vă dovedeți și pe cer? Hai să vă dovedeți și pe cer. Ia să fiți atenți aici. Am să duc tangenta în punctul B și în punctul A. Și atunci la 45 de grade, asta unde vine? Exact? Da? În colț aici. Și spuneți-mi voi ce este figura asta? Pătrat. Și asta este diagonală. Și atunci asta egală cu asta, că toate trei. 1. Asta este tangenta. Tangenta de 45. Și asta este cotangenta. Cotangenta de 45. Și egal cu 1. Clar, foarte clar. Nu încape discuții. De aceea tangenta egal cu cotangenta și egal cu 1. Am făcut-o și pe raport. Deci, atât, în tot felul de variante, ajung la același lucru de fiecare dată. Tangenta egal cu cotangenta și egal cu 1 la 45 de grade. Sinusul egal cu cosinusul și egal cu radical din 2 pe 2. Ce unghi ar urma acum? 60 de grade. Din nou în cerc trigonometric. Deci, din nou în cerc trigonometric. Iată, la câte grade mă interesează? Cum mare pune una pe unghi de... Împărțim în 3, da? Și luăm două părți. Iată, ăsta e unghiul de 60 de grade. E mai se află acum. Punctul E mai ce este. Sinusul să-l văd. Pentru asta, sinusul și cosinusul vreau la 60 de grade. Pentru a reuși, găsesc ce este M1. Ce este O M1? Cosinus de 60. Puteți să-mi spuneți așa, ochiul vă spune cât este cosinus de 60? Sigur că da. Este la jumătate, pentru că triunghiul este isoscel.
și echilateral vine din cauza unghiului de aici, pică înălțimea numai la mijloc. Deci poze 60 grade este sigur 1 pe 2. Poze 60 grade este 1 pe 2. Dar sinusul? Păi prin Pitagora acolo, n-am decât să ăsta e 1 pe 2, 1 radical între 3 pe 2. Da? Deci va fi radical între 3 pe 2. Deci 1 pe 2, radical de 3 pe 2, sinusul e radical de 3 cosinus. Tangenta. Sin pe cos. Radical de 3. Radical de 3. Și cotangenta. Radical de 3 pe 3. Vreau să priviți legătura între funcții și cofuncții. Sinusul de 30 de grade e cât cosinusul de 60. Da? 90 minus 30, 60. Cosinusul de 30 e cât sinusul de 60. Avem acolo legătura între funcții și cofuncții. La fel, tangenta de 30 e cât cotangenta de 60. Da? E perfect. Legătura între funcții și cofuncții, iată aici, formulele stau și așteaptă să fie bine interpretate. Așa este. Sin de 30 este cât sin de 30 este cos de 90 minus 30, 60. Așa. Mergem acum la unghiul de 90 de grade. Deci nu unde ajunge în clipa de față, mâna ajunge în B. Ce cotură are punctul B? 0,1. Adică cea de pe locul 1 este cosinusul și cea de pe locul 2 este sinusul. Deci cos de 90 de grade este 0. Cos de 90 de grade este 0 și sinusul este 1. Cât se poate de clar. Mai clar că aici nu există. Nu, altă variantă n-am cum să vă explic. Din clipa în care am spus că X-ul reprezintă cosinusul punctului, nu? Cosinusul unghiului, iar Y-ul reprezintă sinusul, păi atunci nu ne rămâne decât să urmărim unde se află el și să-i descoperim coordonatele. Că dacă îi descoperim coordonatele, știm sinusul și cosinusul unghiului respectiv. Deci asta este ideea. Tangenta e sin pe cos, 1 pe... Nu se poate. Iar cotangenta cât este? 0. Dar de ce nu se poate tangenta de 90 de grade? Păi astea sunt paralele acum. Da, când noi... Când nu sunt resurile. De ce nu se poate? Deci tangenta de 90 de grade, tangenta de 90 de grade, înseamnă că M este în B și atunci, cum eu trebuia să le prelungesc, nu se întâlnesc niciodată. Da? Deci încă o dată am făcut argumentația corectă. Mergem mai departe. La ce unghi acum? 120. 120. Trec în cadranul 2. Cu cât trec? 30. Adică o treime. Acesta este unghiul. Arăt și unghiul. Asta este unghiul, da? Unghiul de 120 de grade. M se află aici. Spuneți-mi voi unde, ce coordonate are acest punct. Ce coordonate? Cine le ghicește? Mai întâi X-ul aș vrea. X-ul. Ce coordonate? Ce X are? Păi ca să găsesc X-ul, îl duc aici. Perpendiculară? Asta este. Deci este... Pe locul întâi se pune X-ul și pe locul 2 Y-ul. X-ul este minus 1 pe 2, iar Y-ul punctului radical de 3 pe 2. Da? Radical de 3 pe 2 pe Pitagora. Uitați-vă, dacă ăsta este minus 1 pe 2, asta înseamnă 1 pe 2, și prin Pitagora spui, din 1 pătrat, scazi pe asta la pătrat și țineți radical de 3 pe 2. Dar de ce este minus 1 pe 2? Păi dar nu în partea stângă. În partea dreaptă, ce fel de numere se pun? Pozitiv. Numere negativ. Deci cât este sinusul? Minus 1 pe 2. Sinusul, cosinusul. Minus 1 pe 2.
radicală din 3 pe 2, aici minus radical din 3, raportul sin pe cos, și minus radical din 3 pe 3. La 135 de grade. Hai să vedem la 135 de grade. Cam la mijloc trebuie să fie. Da? La mijloc. 135, mă duc peste 90 cu cât? Cu 45. La mijloc. Ia să vedem. Ia să facem și chestia asta. Să vedem cât ne iese. Ce coordonate are EMU acum? EMU, ce coordonate are? Minus radical din 2. Minus radical. Are X-ul minus radical din 2 pe 2 și Y-ul radical din 2 pe 2. Că sunt egale ca valoare, nu? Numai că, numai că X-ul este negativ, uitați-l, și Y-ul este pozitiv. Ele sunt egale în modul, deci minus x-ul este, cosinusul este minus radical din 2 pe 2, radical din 2 pe 2, raportul lor, sin pe cos, minus 1 și minus 1. Să vedem la 150 de grade. La 150 de grade înseamnă că pe cercul trigonometric, unde se află EMU acum? Câte? Da? Două bucăți am luat. Iată, ăsta este unghiul de 150 de grade. Punctul M aici. Ce coordonată are M-ul? Da, sinusul este 1 pe 2, că pică la mijloc. Ai zis bine. Iar X-ul este minus radical în 3 pe 2 și 1 pe 2. Da? Minus radical din 3 pe 2 este X-ul și Y-ul este 1 pe 2. Deci la sinus pun 1 pe 2. 1 pe 2. Și din coace cât am să pun? Minus radical din 3 pe 2. Raportul sin pe cos se duce 2 cu 2, 1 pe minus radical, minus radical din 3 pe 3. Și minus radical din 3. La 180 de grade. Suntem la 180 de grade aici. Ce coordonate are punctul? Acest punct are coordonate X-ul este minus 1. Minus 1 și 0. Sinusul este 0. Cosinusul este minus 1. Cosinusul este minus 1. Sinusul este 0. Raportul sin pe cos 0 pe minus 1, 0. Și nu există. La 210 grade. La 210 grade înseamnă că trec în cadranul 3 de așa. Da? Trec în cadranul 3. Cu cât trec în cadranul 3? 30 de grade. Ia să văd dacă reușiți să-mi spuneți înainte. Cât M se află acum în poziția aceasta. La acesta este unghiul de 210 grade. Acesta. Sinusul este... Iată în jos, deci minus 1 pe 2. Și cosinusul este minus radical din 3 pe 2. Da? Deci, amândouă sunt negative acum. Deci acesta este... Ce este sinusul, da? Sin de 210 grade, care e egal cu minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Cosinusul este, cât a spus, minus radical din 3 pe 2. Tangenta. Minus pe minus face plus. Radical din 3 pe 3. Și radical din 3.
La 225. La 225 45 acela, nu? Radical de 2 pe 2 merge. Dar cum sunt atât x-uri? Am două negativ. Deci voi spune minus radical din 2 pe 2. Minus radical din 2 pe 2. 1, 1. La 240. La 240. Hai să vedem unghiul la 240. Iau două părți, da? Deci împart în 3. Să arătăm unghiul. Ăsta e de 240. Aici este M-ul acum. Ce coordonate credeți care e M-ul? X-ul este mai întâi minus 1 pe 2. X-ul e minus 1 pe 2. Și respectiv minus radical din 3 pe 2. Minus 1 pe 2. Minus 1 pe 2. Și minus radical din 3 pe 2. Raportul lor, radical din 3 pe 3, sau mai radical din 3? Mai radical din 3 pe 3. Păi, dar fac 2 cu 2 se simplifică, e la viitor radical din 3 pe 3. Aici? Da. Așa, nu mă lăsați să greșesc. Deci am greșit ce aici? Sinusul este minus radical din 3 pe 2. Corect. Minus radical din 3 pe 2, minus 1 pe 2, așa e bine acolo, da? Și acum vine radical din 3, și radical din 3 pe 3. 270. Suntem la 270, aici este M acum, chiar în punctul P'. Ce coordonate are P'? 0, X-ul. Și minus 1. Ce a de primul cuvânt e cosinusul? Și minus 1 e sinusul. Cosinusul e 0. Sinusul este minus 1. Tangenta. Tangenta, sin pe cos. Nu există. Da? Nu există. Că împărțirea la 0 nu are rost. Și 0. La 300. La 300 de grade, mă duc în cadranul 4, cu cât? O treime. Aici este punctul M. Unghiul de câte grade? 300 de grade. Ce coordonate are punctul M? 1 pe 2. Ia să vedem X-ul, fică în partea asta, este 1 pe 2. Spuneai că minus, nu se poate să fie, e pozitiv. 1 pe 2. Și minus radical din 3 pe 2. 1 pe 2 și minus radical. Dar asta este cosinusul și sinusul. Cosinusul e 1 pe 2. Și minus radical din 3 pe 2. Tangenta. Minus radical din 3. Iar cotangenta? Minus radical din 3 pe 3. La 315. Înseamnă că sunt chiar la mijloc în cadranul 4. Când e la mijloc, parcă sinusul cu cosinusul sunt egale ca valoare. Dar e pozitiv cosinusul? Da. Da? Și sinusul cum este? Negativ. Sinusul este negativ. Minus radical din 2 pe 2. Radical din 2 pe 2. Minus 1. Minus 1. La 330. Ia să vedem la 330 cum faci ce 330 înseamnă că m-am până la 360. 30, deci cam așa el este acum. 1U. Acesta este 1U. De câte grade? De 300? 30.
sinusul cât să fie pică la mijloc, minus 1 pe 2, sinusul este minus 1 pe 2, cosinusul radical din 3 pe 2, și 1 pe 2 cu radical din 3 pe 2. Cât vine aici? Minus radical din 3 pe 3, dacă e 2 cu 2, raționalizăm, și minus radical din 3. La 360 de grade este exact ca la 0 grade. 0, 1, 0, e bine așa 0, 1 sau 1, 0? Cum e bine? Așa e bun. De 0, sim de 0? Da, sim de 0 este 0. Păi. Așa, și pot am gândit apă există. Și uitați, în clipa de față, am alcătuit tabelul pentru unghiurile mai importante. Dacă ați înțeles cum anume le-am m-am completat aici, sigur vă vine foarte ușor. Ori de câte ori aveți nevoie de sinusul sau cosinusul unui unghi mai cunoscut, așa cum le-am luat pe aceste unghiuri, tot așa o puteți descurca foarte ușor cu cercul trigonometric. Nu stați pe gândul să pun plus sau să pun minus sau să zic radical din 2 pe 2 sau să zic... Nu. Ați văzut cum anume la 45 de grade. 45, 135. 225 și 315, sinusul și cosinusul sunt egale ca modul, ca valoare. La fel tangenta și cotangenta sunt egale. Chiar aici sunt egale și în sensul că nu mai spun în modul. Aici, iată, uneori una e cu minus, alta e cu plus. Asta trebuie să rețineți. Sunt și situații în amândouă sunt egale. Ori amândouă pozitive, ori amândouă negative. Ei, din clipa în care ați, repet, ați descoperit acest lucru, totul va fi foarte, foarte simplu cu trigonometria. Am să mai continuăm un pic și să vă spun că... haideți să iau un unghi, așa, la întâmplare. Un unghi alfa. Din ce am înțeles până acum, acesta este... sinus de unghiul alfa. Și asta este ce? Așa. Ăsta este cos de unghiul alfa. Sin pătrat plus cos pătrat, Pitagora. Sin pătrat plus cos pătrat face ipotenuza la pătrat. Cât este ipotenuza? 1. Deci am prima formulă care este o și am sinus pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa egal cu 1. Formula fundamentală a trigonometriei. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa face 1. Vă amintiți că vi se dăduse asta pe la momentul respectiv, sin pătrat plus cos pătrat face 1, dar nu prea știți de ce. Simplu, e foarte simplu, uitați. Între unghiul pe care îl avem aici pentru unghi alfa, ăsta e sinusul, ăsta e cosinusul. Deci cele două catete. Una este sinusul, cealaltă catete este cosinusul și conform lui Pitagora, sin pătrat plus cos pătrat este egal cu ipotenuza. Dar ipoteza cât e de mare? Ipoteza la pătrat, 1. Deci sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa face 1. Mai adăugăm dedesubt. Tangentă de alfa, ați văzut că este egal cu sinus de alfa supra cos de alfa. Cotangentă de alfa, egal cu cosinus de alfa supra sinus de alfa. Iar tangentă, sau să spun cotangentă de alfa, se vede că este egal cu 1 pe tangentă de alfa. Acestea sunt formule trigonometrice ale aceluiași argument. Deci intră același argument alfa peste tot. Deci formule trigonometrice ale aceluiași argument. Deci cei ce vedeți aici sunt formule trigonometrice ale aceluiași argument. Am aici patru formule de legătură între funcții și cofuncții. Funcții și cofuncții. Și aici formule trigonometrice are același argument. Dacă în loc de alfa puneți, tot atât de valabil este să scriți în felul următor. Anume, sinus pătrat de 5x plus 1 plus cosinus pătrat
de 5x plus 1 face 1. Desim pătrat de ceva plus cos pătrat de același lucru, același argument, face 1. Indiferent ce expresie este acolo. Important să fie aceeași la sinus și la cosinus. Și iată, eu am vorbit de argument. Păi da, să știți că sinusul, cosinusul, tangenta, cotangenta pot fi gândite ca niște funcții. Apropo de asta, funcții. De ce spun că pot fi gândite ca niște funcții? Ce reușesc să facă ele? Pun în corespondență unor unghiuri. Ce le pun în corespondență? Numere. Deci sinusul e definit pe mulțimea tuturor unghiurilor cu valori, cu valori în numerele acestea, cu valori în numerele acestea. Și vă rog să priviți. Care e cea mai mare valoare cu putință pe care o atinge sinusul? 1. Și care e cea mai mică valoare? Deci mulțimea y-urilor care apar, doar atâta înseamnă un interval cuprins între minus 1 și plus 1. Merită să gândim sinusul ca și funcție. De acord? Pentru că unor unghiuri le punem în corespondență unghiile măsurate fie în grade, fie în radian. Dar dacă le socot în radian, ia să vedeți ce interesantă idee. Dacă le socot 120 de grade în radian, înseamnă 2 pi pe 3. Un pi înseamnă 3,14, aproximativ 3,14. Supra 3 ori 2. Deci 3,14 supra 3 înseamnă 1 și ceva. Ori 2, 2 și ceva. Deci în loc să spun 120 de grade, înțeleg 2 și ceva. Numărul 2 și ceva îi se pune în corespondență prin sinus radical din 3 pe 2. Un alt număr. Iată că pot vorbi de sinus de orice fel de număr. Deci eu pot vorbi de sinus de 2,145. Are rost. Sinus de 2,145. E vorba de un unghi măsurat cum aici? În ce e măsurat ăsta când îmi vorbim? Radian. Sinus de 2,145 există și este egal cu un număr, un număr x, care va fi situat între cine? Minus 1 și 1. Are rost. Are rost să vorbesc de sinus de radical din 3 plus 5. Are rost. E orice fel de număr. Este ca valoare un alt număr, să spunem y, care aparține tot între minus 1 și 1. Cu alte cuvinte, sinusul și sinusul lucrează asupra tuturor numerelor reale și imaginile care apar, nu? Dar și în urma corespondenței vor fi doar numere între minus 1 și plus 1. Ce îmi permit eu să spun acum cu foarte multă precizie? Îmi pot spune așa, că sinusul e definit pe el, orice unghi, domeniul definiției a funcției sine este mulțimea numerelor reale, cu valori în minus 1, 1. Sinusul e definit pe el cu valori în minus 1, 1. Dar nu cosinusul. Nu poți să-l surprinzi pe cosinus tot așa? De orice fel de număr pot vorbi. Și pozitive, mi-am luat aici numai numerele pozitive, că m-am gândit numai ce fel de unghiuri. Numai unghiuri în sens pozitiv, dar puteam să văd și unghiuri în sens negativ. Deci pot să iau și așa unghiurile. Deci pot să vorbesc de cosinus definit tot pe el, cu valori în cine? Deci imaginele care apar, ca urmare a corespondenței, vor fi numere între minus 1 și plus 1. Sinusul, cosinusul, tangenta. Vă văd acum. Tangenta este definită pe... Stai să vedem la tangenta. Tangenta nu există aici. Fiți atenți. Unde nu există tangenta? La pi pe 2. Nu mai există la 3 pi pe 2. Deci ea nu există la pi pe 2, 1 pi pe 2. Nu mai există la 3 de al de pi pe 2. Dacă aș fi mai mers, nu ar fi existat și la cine? 5. La 5.
la 1, la 3, la 5, la 7, pi pe 2, la 9. Deci spunem, tangenta nu există, scrieți în cuvinte, tangenta nu există în... Tangenta nu există unde? În ce unghiuri ați spus? Pi pe 2. 3. Apoi, în 3, pi pe 2. Apoi unde nu există? 5. 5 pi pe 2. Apoi 7 pi pe 2. Și așa mai departe. Tot așa de bine nu există nici în minus pi pe 2. Nici în minus pi pe 2. Că dacă iau un sens invers, ăsta e minus pi pe 2. Nu există. Minus 3 pi pe 2. Dar ce fel de numere sunt 1, 3, 5, 7, 9? Numerele impare. Care e forma numerelor impare? 2K plus 1. Deci unde nu există tangenta? În 2K plus 1 mulțit cu pi pe 2. Deci tangenta nu există, vă rog să notați, tangenta nu există în 2K plus 1, 2K plus 1, 2K plus 1, înmulțit cu pi pe 2, unde K aparține lui Z. Da? Cu K aparține lui Z. Deci tangenta nu există în 2K plus 1, mulțit cu pi pe 2, cu K parcurge Z. Nu există tangenta aici. Deci nu trebuie să lăsăm în domeniu aceste unghiuri. Ce trebuie să facă toate unghiurile astea, un pi pe 2, 3, 5? Ce trebuie să facă? Să-i dau deoparte. Deci tangenta devine pe el. Da? O să spun tangenta este definită pe el, minus mulțimea. Care mulțime? Că am uitat. 2 K plus 1. Înmulțit cu pi pe 2. Deci așa este valoare obligatorie, trebuie să scoatem din domeniu, că nu există. Tangent. Cu valoare în el. Nici o problemă. Deci tangenta e definită pe el mai puțin 2 K plus 1 mulțit cu pi pe 2 cu valoare în el. În el sau în 2? Bun. Păi uite, ca numere ce? Ce fel de numere îmi pune tangenta? Adică al din 3, poate n-am găsit toate unghiile în el. Nu văd că... Nu-ți mai întâmplă ca aici să apară doar maxim 1 și minus 1. Iată că la o dată nu există. Adică se întâlnesc la infinit sau la minus infinit. Deci de aceea, când nu există, parcă s-ar întâlni paralelele undeva. Deci de aceea pot să spun că definim cu imagine el. Te întrebai de ce la sinus și la cosinus am avut tăria să spun că cea mai mare, păi nu am văzut niciun de vreun semn de întrebare. Ba, știu foarte bine că cea mai mare poziție cu putință a fost 1 și cea mai mică minus 1. Imagine, da? Ai imagine. Deci am spus că valorile sunt între minus 1 și plus 1. Iar cotangenta, cotangenta e definită pe... El minus 1 de 4. El... Cotangenta nu există la 0. La 2, la pi. La pi. La pi, la 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi. Ca pi. Ca pi. Deci pe tangenta definită pe el mai puțin mulțimea valorilor ca pi. Cu valori în el. Iată domeniul de definiție al funcțiilor de mai sus. Sinusul și cosinusul domeniul au pe el. Dar imaginile sunt între minus 1 și plus 1. Dacă veți vedea vreodată scris sinus de 5x plus 1 egal cu sinus de 5x plus 1 egal cu 3, ce veți spune dacă sinus de 5x plus 1 egal cu 3? Puteți accepta așa ceva? Sinus de ceva să-ți dea ca imagine 3? Imposibil! Imposibil. Imposibil să facă 3. Cât trebuie să fie cel mult? Minus 1. Un număr este situat între minus 1 și plus 1. Deci dacă așa ceva, nu stau la discuție. Dar dacă veți avea sin de 5x plus 1 egal cu 1 pe 2, așa, da, merită. Ba, știți și la ce ui se face referire acum. Când este 1 pe 2? Fie la 30 de grade sau pe, ori pe 6 folosiți, da? Fie mai găsiți 1 pe 2... Da, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Găs,
găsim unul pe doi. Deci am spune că 5 x plus 1 poate să fie ori pi pe 6, ori 5 pi pe 6. Am pentru cine vorbi. Merită să mă ocup de așa ceva. Nu am ce discuta când ies cu sinusul ca imagine, nu? Cu niște numere cuprinse în afara, sau niște numere în afara intervalului minus 1 plus 1. N-am ce discuta atunci. Da. Păi dacă totuși vorbim de sinus, cosinus, tangente, cotangente, niște funcții, înseamnă că apar perechi, perechi de numere. Perechi. Un număr e pi pe 3, y este atât. Alt număr pi pe 2, 1. Perechile astea merită să le reprezentăm în plan. Ne propunem acum să găsim graficul funcțiilor sinus, cosinus, tangente, cotangente. Merită să reformulăm problema asta. Deci câtă vreme apar perechi, 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 atunci hai să încercăm și noi să facem grafice. Vă propun să facem graficul funcției sinus. Haideți să vedem graficul funcției sinus. Cum arată acest grafic? Da. Da, vă spuneam că în continuare ne propunem să trasăm graficul funcției, pentru că, într-adevăr, perechile acestea care apar, un x și un y, un x și un y, sigur, sunt rezultatul corespondenție realizată prin sinus, prin cosinus, prin tangentă, prin cotangentă, și atunci merită să ne propunem să trasăm graficul atât a sinusului, a cosinusului, deci a tuturor funcțiilor acestea. O să mergem sigur pe rând. Mai întâi o să trasăm graficul funcției sinus. Pentru asta, luăm sistemul de axe. O, x, y, x, x prim, y, y prim. Și, după cum am și observat, am stabilit, sinusul este definit pe el cu valori în minus 1, 1. Sinusul definit pe el cu valori în minus 1, 1. Haideți să ne propunem următorul lucru. Să socotim unitatea de măsură formată din 4 pătrățele. Deci 4 pătrățele să fie unitatea de măsură. Pe căretile voastre, da? Dar nu stabiliți voi acolo, ca și cei care au caiet de matematică să facă chestia asta. Deci 4 pătrățele am spus, da? Atenție! Și cum x, imaginile prin funcția sinus sunt cuprinse între minus 1 și plus 1, înseamnă că la 4, aici la unitate, 4 pătrățele, ducem o paralelă pe la 1. Nu am cum să mă duc cu graficul mai sus de această paralelă pe la 1. Și respectiv, la cine? La minus 1. La minus 1. La 1 și la minus 1. Deci pe la 1 și pe la minus 1 am dus aceste paralele. Acum, vedeți că unghiurile le avem măsurate și în radian. Așa, un radian, iată, pi radian, înseamnă 3,14. 3,14, cum am zis, pentru unitate înseamnă 4, 4, 3, 12 pătrățele. Deci o să fixăm de la 0, cât am spus, 12, da, 12 pătrățele, care înseamnă pi. Pi. Și încă o dată pi, deci 2 pi.
Încă o dată, pi, 2 pi. Tot așa de bine. În stânga, minus pi. Da? Minus pi. Și încă o dată, minus 2 pi. Minus pi, minus 2 pi. Mijlocul segmentului, tot de la mijloc, de la 0 la pi, cât o să spun la mijloc aici? Pi supra 2. Și din coace, între pi și 2 pi, mijlocul este 3 pi pe 2. 3 pi pe 2. Mijlocul dintre 0 și pi pe 2, pi pe 4. Pi pe 4 înseamnă, cred că, două pătrățele. Da. Am zis 12, împărțit, 3 pătrățele. 3, 3 sunt, da? Că 12 împărțit la 4, iată, la 4, înseamnă că de 3 pătrățele. Deci la fiecare 3 pătrățele, sper că ați fixat pi pe 4, 3 pi pe 4, acum 5 pi supra 4 și 7 pi supra 4. 7 pi supra 4. La fel, minus pi pe 2, minus 3 pi pe 2, apoi minus pi pe 4, minus 3 pi pe 4, minus 5 pi pe 4 și minus 7 pi pe 4. Apoi, la două pătrățele, adică lăsați o pătrățică până pi pe 4 și după ea încă una, cu alte cuvinte, de la 0 la pi pe 2, aveați 6 pătrățele. Da. Așa este? Da. Și acum din două în două. Da. La două pătrățele înseamnă pi supra 6, apoi dincolo este pi supra 3. Da? Parcă ar fi fost împărțită 0 pi pe 2 în câte bucăți? Una, două, trei. Așa cum împărțeam primul cadran, de la 0 la 90 de grade, în câte? În trei părți. Deci exact așa am făcut și aici. Acum, de la pi pe 2 la pi, sunt iară 6. Și la două pătrățele, și încă două, deci vă rog să vedeți din două în două, puneți stânga și dreapta lui 3 pi pe 4, stânga și dreapta lui 3 pi pe 4, cine se află? 2 pi pe 3 și 5 pi pe 6. 2 pi pe 3, 2 pi supra 3, aici, 2 pi supra 3 și 5 pi supra 6. Pe urmă, stânga dreapta din nou, la 5 pi pe 4, stânga dreapta, ce valoare are stânga dreapta? Vă rog să-mi spuneți. 7 pi pe 6. 7 pi supra 6. Iar la dreapta, 4 pi pe 3. 4 pi supra 3. Și din nou stânga dreapta, 7 pi supra 4. 5 pi supra cât? 3. 3. 11 pi supra 6. Cu asta am repartizat foarte atent aceste numere pe axa reală. La fel voi face și în partea negativă. Iată, din nou, stânga dreapta lui pi pe 4 se află minus pi pe 6 și minus pi pe 3. Apoi stânga dreapta lui 3 pi pe 4 se află la 3 pi pe 4, stânga minus 2 pi pe 3 și minus 5 pi pe 6. Pe urmă, stânga dreapta lui 5 pi pe 4 se află la 5 pi pe 4 minus 7 pi pe 6 mai întâi și respectiv minus 4 pi pe 3. Analog, stânga-dreapta
lui 7 pi pe 4, mai întâi se află minus 5 pi pe 3, 5 pi pe 3, și respectiv minus 11 pi supra 6. Iată toate valorile repartizate. Și acum să vedem imaginile prin funcția sinus. Mai întâi, lui 0, vă rog să urmăriți, lui 0 corespunde 0 în tabelă. Deci am primul punct, 0, 0. 0, 0. Apoi, lui pi pe 6 îi corespunde prin funcția sinus, cât îi corespunde lui pi pe 6? 1 pe 2. Adică, dacă ăsta tot e 1, la jumătate, cât înseamnă? 2 pătrățele. Deci ăsta e 1 pe 2. Duc paralelă, am să duc paralela asta toată până la capăt, să vedeți de ce. Pentru că mai întâlnesc 1 pe 2 ca valori. Da? Mai întâlnesc valorile 1 pe 2. E adevărat? Da. Mai întâlnim până la 2 pi. Și am să duc și în partea asta. Deci pe la 1 pe 2 duc paralela de la un capul la altul. Mai departe. Deci la pi pe 6, cât am spus că este 1 pe 2, da? Da. Duc verticală la pi pe 6 și la intersecție am un punct al graficului. Când x-ul e pi pe 6, sinusul, imaginea lui pi pe 6, prin funcția sinus, este 1 pe 2. Deci punctul de coordonată. Merg mai departe. La pi pe 4, imaginea este radicală de 2 pe 2. Da. 1, 4 și 1, aproximativ pe 2. 1, 4 și 1 pe 2, face cât? 0,70. 0,40 pe 2, 0,70 și ceva, da? 0,70. 0,70, aici e 0,50, înseamnă că împart pe asta în 5 bucăți. Deci 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 segmente. Așa, vă rog să fie 5 segmente echidistant. Da? Intervalele acestea, sau să ne puneți la egală distanță, să părțiți exact aici, în 5. Bun. Și 0,7 înseamnă să iau 2. Că 0,5 este până aici și 0,7 încă o dată. Deci aici am să pun, cât am să zis, radical în 2 pe 2. Acesta este radical în 2 pe 2. Și duc paralelă pe aici. Că s-ar putea să mai am valoarele astea. Da? Radical în 2 pe 2. Duc paralela așa asta. Și pe urmă am încă ceva. Radical din 3 pe 2. Radical din 3 pe 2 înseamnă 0,70 și ceva pe 2. 0,86. Da? Atunci mai luăm, dacă 0,70, 0,85, deci una și jumătate mai luăm. Și pe la una și jumătate punem radical din 3 pe 2 și duceți paralela ea. Așa? Și într-o parte și în cealaltă ducem așa spre paralelă. Da. Facem același lucru și la minus. Tot așa. Minus 1 pe 2. Pe la minus 1 pe 2 ducem paralela.
A pe la minus 1 pe 2. Duc pe la minus 1 pe... La minus radical din 2 pe 2, adică la 2 pătrățele, împart din nou în 5 asta și iau 2. Și la minus radical din 3 pe 2, care înseamnă, aici e minus radical din 2 pe 2, da? Și duc una la minus 0,86. Adică mă apropii, iau încă una și jumătate. Și acum încep să punctez. Când x e pi pe 4, e radical din 2 pe 2. Iată aici, stăluță. Când x e pi pe 3, e radical din 3 pe 2. Iată, am găsit un alt punct. Când x e pi pe 2, y e 1. Aici e maxim. Când x e 2 pi pe 3, y este radical din 3 pe 2. Când este pi pe 4, 3 pi pe 4, este minus radical din 2 pe 2. Aici este 1 pe 2, la 5 pi pe 6 e 1 pe 2, la pi este 0, la 7 pi pe 6 este minus 1 pe 2, pe urmă minus radical din 2 pe 2, pe urmă este minus radical din 3 pe 2 și în sfârșit minus 1. Apoi este